Polițiștii și-au continuat acțiunile cu efective mărite la Turnu Măgurele. Acțiunea în sistem integrat, în care au fost implicați polițiști de la mai multe structuri din cadrul IPJ Tellerman, a vizat ordinea și siguranța publică pe raza municipiului de la malul Dunării. Au fost legitimate 106 persoane și s-au verificat 83 de autovehicule. În această seară, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tellerman acționează cu efective mărite în sistem integrat pe raza municipiului Turnu Măgurele pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică. La această acțiune sunt angrenați polițiști de ordine publică, polițiști rutieri, polițiști de investigații criminale, polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tellerman. Principalele obiective ale acestei acțiuni sunt prevenirea și combaterea situațiilor de risc, prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise cu violență, depistarea, identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor urmărite în temeiul legii și depistarea conducătorilor auto care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru protejarea cetățenilor și menținerea ordinii publice. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 11.000 de lei, dintre care 31 de sancțiuni privind regimul rutier și 2 sancțiuni pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice. Pentru că prezentau un pericol pentru ceilalți participanți, au fost oprite din a mai circula pe drumurile publice 4 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic, fiind retrase certificatele de înmatriculare până la remedierea problemelor constatate. În timpul acțiunii au fost efectuate 83 de testări privind consumul de băuturi alcoolice și 3 testări privind consumul de substanțe interzise.